Stimați reprezentanți ai industriei turismului din Republica Moldova, onorați parteneri și reprezentanți media, dragi colegi, în numele Agenției de Investiții și a partenerilor acestui eveniment, permiteți-mi să vă mulțumim pentru a fi ales să deveniți astăzi martorii lansării unei noi campanii de promovare de țară și de această dată de talie internațională, care este dedicată redefinirii Republicii Moldova pe harta turistică globală. Criza pandemică prin care trecem a afectat dramatic industria turismului la nivel global și, cu regret, Moldova deloc nu este o excepție. Dar astăzi însă nu voi veni cu date statistice deprimante și nici nu voi lista impedimentele pe care trebuie să le depășim pe calea de recuperare. Azi ne propunem să vorbim despre o creație artistică cu caracter de avant-premieră, ce are rolul de a ține Moldova pe radarul turistic internațional într-o perioadă de tranziție până în momentul în care se va relansa circulația transfrontalieră. Campania lansează un mesaj nou prin care repoziționăm Republica Moldova drept destinație turistică pe arena globală, într-o nouă expresie și într-o nouă simțire. Sloganul Moldova, a place to find yourself, vine să substituie anteriorul îndemn de a descoperi drumurile vieții sau Discover the Roots of Life și constituie o promisiune inspirată din oferta reală și inedită a țării noastre. Sunt extrem de onorată să vă prezint participanții de azi la eveniment, care împreună cu Agenția de Investiții am creat o echipă întreagă de ambasadori. Eugen Boico, directorul agenției Publicis Moldova, partener instituțional de promovare a brandului de țară. Viorel Barbănouă, director executiv al agenției Profile Agency și partener de comunicare al campaniei. Alexandru Bodelev, regizor și videograful spotului. Serge Grey, producătorul spotului și nu în ultimul rând, artiștii. Cosmos în buzunar, Pașa Parfenii și neapărat vom avea un mesaj din partea Darei. Agenția de Investiții, care după lichidarea Agenției Turismului din 2018 a preluat instituțional mandatul de promovare a turismului și drepturile de administrare a brandului de țară, am abordat criza drept o oportunitate pentru reconceptualizarea modelului de afaceri în sectorul turistic. Ne-am asumat să fim alături prin îndrumări în perioade de incertitudine, iar anul 2020 l-am derulat sub semnul relansării turismului intern. Împreună cu dumneavoastră am demarat campania națională Ne-am pornit protejați, prin care am redescoperit potențialul neexplorat din țara noastră. Am povestit și plasat pe o hartă digitală circa 700 de obiective turistice. În anul fiscal 2020 s-au relansat 10 noi pensiuni și agropensiuni. 8 crame au deschis servicii de turism. Au fost lansate minim 10 rute turistice noi. Iar 66% din toți beneficiarii proiectului de competitivitate al USAID din segmentul de pensiuni rurale au anunțat încasări în proporție de 70% raportate la cifra din anul fiscal 2019 din aceeași perioadă, demonstrând astfel a fi mai reziliente la criza după ameliorarea infrastructurii de cazare. Astfel, urmare a activităților de susținere conjugate, campania Ne-am pornit a devenit practic un manifest comunitar prin care cetățenii noștri din Moldova și diaspora și-au exprimat dragostea de țară și dorința de a pune umărul la susținerea sectorului turistic din Republica Moldova. Astăzi venim în fața dumneavoastră cu dorința de a renaște interesul internațional față de potențialul turistic al țării noastre. Anul 2021 deja își conturează foarte clar strategia în domeniu.
Țările reintră în competiție pentru titlul de destinație turistice post-pandemice și urmărim foarte clar exemplele Egiptului, Turciei, Ucrainei, Greciei și dorim ca Republica Moldova să țină pasul tendințelor globale, cucerindu-și începând de azi și acum relevanța de destinație turistică printr-o nouă imagine și o nouă promisiune. Spotul de lansare al campaniei internaționale marchează primul pas din strategia noastră foarte extinsă de comunicare și constituie o interpretare netradițională, atipică pentru o campanie de imagine. Realizat pe coloana sonoră a vestitei piese a lui Avicii, Wake Me Up When It's All Over, spotul se clasează în categoria operelor artistice în care atitudinea și angajamentul artiștilor a fost decisiv. Cu un sentiment absolut special de mândrie personală, vreau să menționez că lansarea de azi, la fel ca și pictura grafică de pe muralul podului Telecentru, s-a născut dintr-o inițiativă civică prin care 4 artiști autohtoni au dorit să-și unească talentul ca să promoveze Republica Moldova drept destinație turistică printr-o interpretare personalizată. Iar Agenția de Investiții cu drag a îmbrățișat ideea artiștilor și a oferit asistență tehnică prin corelarea produsului video la conținutul ofertei turistice autohtone și a susținut financiar producția. În continuare, vreau să ofer cuvânt moderatorului discuției de astăzi, domnului Eugen Boico, directorul Publicis Moldova, care va face o incursiune în backstage-ul producției și ne va deschide niște paranteze ale actului creativ. Domnule Boico, aveți cuvântul. Mulțumesc mult! Salut, Rodica! Salut tuturor care sunt acum cu noi în acest live! Într-adevăr, este o istorie care merită povestit, istorie ce ține de această filmare, de acest film. Și eu, cu drag, astăzi o să vă iau printr-un proces care în engleză se numește Follow Me. O să încerc să vă iau de mânuță și să vă duc prin tot procesul pe care l-am trăit noi în ultimele câteva luni, ca să vă povestesc ce de fapt a fost creat, cum a fost creat și cum ceea ce a fost creat urmează a fi dezvoltat într-o campanie mai largă. Este clar că e o întrebare destul de dificilă. Unde mergem noi după ce am lansat mesajul Discover the Roots of Life? Care ar trebui să fie următorul mesaj pentru sectorul turistic? Și vreau să vă zic că o parte bună din timp a fost investit în căutarea unui mesaj care ar fi credibil, pentru că ceea ce este diferit în promovarea turismului în Moldova din anul 2014 este că noi nu mai venim cu promisiuni goale. Noi încercăm, de fapt nu încercăm, noi ilustrăm maxim frumos oferta turistică pe care o avem noi. Și iată, marea dilemă și marea întrebare a fost ce mesaj ar putea să ne poziționeze pe harta turistică mondială. Este clar că noi avem parte de competiții, dar cât de puternică n-ar fi competiția, asta deloc nu înseamnă că noi nu putem să ne povestim istoria noastră. Analizând mai multe insight-uri, analizând mai multe experiențe a turiștilor străini care vin în Moldova, dar și analizând datele studiilor, a devenit limpede că noi avem o ofertă. A devenit limpede că presiunea care a pus pandemia pe noi, cetățenii țării, este exact presiunea exercitată asupra cetățenilor altor țări. Este exact presiunea exercitată asupra potențialilor turiști care ar putea să vină în Moldova. Noi cu toții trăim o experiență în care suntem nevoiți să ne schimbăm. Suntem nevoiți să ne reconstruim personalitățile. Și este clar că marea întrebare care apare în momentul dat este oare suntem noi exact ceea ce am fost? Dar dacă nu mai suntem ceea ce am fost, ce suntem? Întrebările astea, de fapt, se ridică nu doar la noi în țară. Observăm o creștere mare a discuțiilor privind cât de bine lumea trece psihologic perioada asta pandemică. Și e clar că un mare gând pe care toți îl au este sentimentul ăsta că suntem un pic pierduți. Nu doar noi suntem un pic pierduți, și respectiv turiștii din alte țări sunt pierduți. Iar, bineînțeles, cu ieșirea din perioada asta pandemică, noi cu toții vom căuta să ne regăsim. Noi cu toții vom căuta niște experiențe și noi cu toții vom căuta ambianții în care am putea să ne regăsim pe noi însuși, să ne reconstruim. Ceea ce în engleză se numește to heal ourselves, inclusiv să ne vindicăm, poate nu atât fizic cât psihologic și să ne regăsim pe noi însuși.
Am observat că Moldova deseori a fost exact așa un spațiu pentru străini. Moldova a fost un loc unde străinii pot avea experiențe autentice. Moldova este un loc unde străinii pot avea un pic de spațiu pentru a gândi. Și Moldova cu siguranță este un loc potrivit pentru a ne regăsi. Iată, având această pornire, lucrând la această idee, noi am fost surprinși să primim o ofertă de la artiști, artiștii cu care o să vorbim un pic mai târziu, de a-i susține în lansarea unui produs artistic. Este una din situații în care se aliniază planetele, într-un fel, în care contextul îți oferă oportunitate și adevărul este că marketing și în promovare, una din principalele calități pe care poate să o aibă cel care promovează, este să realizeze acele oportunități care apar în piață. Și iată, una din oportunități apărut în piață a fost anume susținerea acestui proiect de film. Noi îl numim, de fapt, film. Noi zicem spot, de ce? Pentru că e prea multă muncă și prea mult efort investit în acest film. Respectiv, s-a apărut ideea de a susține acest film, pe care noi cu drag am preluat-o și am adus-o la ceea ce vedeți astăzi. E clar că istoria pe care continuăm să o povestim despre Moldova este una destul de consistentă. Dacă primul mesaj pe care l-am lansat a fost Discover the Routes of Life, mesajul care lansăm acum este Moldova, a place to find yourself. Deci noi continuăm să povestim o istorie adevărată despre țară. Astăzi vom vorbi cu mai mulți artiști, practic cu toți artiștii care au participat în producție, dar și cu echipa de producție, însă vreau să notez un lucru foarte important. Promovarea țării nu este o promovare bazată pe spoturi publicitare. Deși e clar că noi trebuie să creăm materiale publicitare. Dar cea mai bună promovare a țării este o promovare participativă, o promovare în care țara nu vine doar cu mesaje comerciale sau mesaje publicitare. Este o promovare în care țara vine cu cel mai bun ce are de oferit. Și acest cel mai bun nu neapărat este produsul turistic doar, inclusiv este și produsul artistic. Și iată, eu mă bucur că în cadrul acestui exercițiu, pentru prima dată noi intersectăm oferta turistică, oferta tot ce înseamnă natura Moldovei, cu un input, cu un sentiment foarte puternic artistic. Și aici aș vrea să propun să discutăm un pic cu artiștii și să aflăm mai mult de la dânsii despre această colaborare, despre acest proiect. Și aș invita în discuții băieții de la Cosmos în Buzunar, sper că putem să-i includem. Pavel și Adrian sunt acum cu noi. Salut, Pavel! Salut, Eugen! Salut, Adrian! Cum viața? Salut, Eugen! Bine, mersi! Excelent! Băieți, eu am urmărit pe parcursul pandemiei că voi ați făcut mai multe colaborări interesante. Da. Am observat că sunt un număr de colaborări care ați făcut în Artcore. Văd că explorați dimensiuni noi între muzică, poezie. Aș vrea mai întâi să aflu care e beneficiul pentru voi acestor colaborări. Care e beneficiul? Asta e tare bună întrebare în general de beneficiu. Eu vreau să spun că în principiu toate începuturile astea noastre sunt non-profit, în principiu. Și practic au apărut din necesitatea noastră de a studia și experimenta cu noi forme. Cu noi forme artistice. Adică asta era practic primul scop anume și cel mai important. Adică noi asta am simțit, la noi, știi cum e, gen, se întâmplă? La noi în fiecare an se întâmplă ceva nou în echipă, în proiect. Nu știu din care cauză. Serios. Din care cauză? Nu mai trebuie. Poftim? Zic că sunteți ca și un organism viu, în permanentă evoluție. Probabil, da. În fiecare an, pur și simplu, nu știu, ori refacem piesele, ori se schimbă viața, ori mai pe scurt. Clar. Da, și colaborările astea de obicei, eu în general sunt tare bucuros că noi am început să ne ocupăm cu așa un soi de experimente din cauza că avem o mulțime de artiști foarte talentați și nu doar din muzică, dar în general din diferite domenii artistice. Și, spre exemplu, ultimul timp, probabil dacă cineva a privit, adică noi am mai scos niște lucruri foarte frumoase, numai chiar legate și de partea vizuală, proiecții. Noi, evident că noi lucrăm cu tehnologiile contemporane, în sunet și vizual. Și, iarăși, am simțit că este o necesitate acută, pur și simplu, de a lucra cu oamenii ăștia și de a scoate în evidență. Necătând că, iarăși, tare mulți pe noi nu ne cunosc. Da, okay, eu cred că cu filmul ăsta o să vă cunoască cu siguranță mai multă lume. Poți să povestești un pic cum a apărut anume acest material, cam care a fost istoria? Da, asta în general e o coincidență și cum mi-ai spus și tu anume, planetele știi s-au pus în rând anume.
în cosmos. Stele, da, da, în cosmos, stele s-au adunat și e o coincidență, nu știu, noi prin octombrie, ne scuzați vă rog, serios, dar noi am avut câteva concerte. Adică... Da, și... Nu, eu spun că noi am avut în timp pandemie așa o leacă. Da, dar cu iarăși oameni limitați, tot normal. Dar s-a primit că am făcut vreo câteva concerte și acolo ne-am cunoscut cu Pașa. Și interesant că Pașa după asta a mai venit la un concert și apoi a mai venit la un concert. Și toată treaba asta iarăși a fost o coincidență tare interesantă. Și cred că era și de știut că la un moment dat noi să comunicăm. Și cum s-a primit? S-a primit așa anume că am comunicat, am ideile noastre un pic s-au sincronizat și așa s-a primit că peste ceva timp noi am început un alt proiect, un proiect nou care se numește Cosmos Factory și noi îl facem în incinta hardcore-ului și scopul lui iarăși proiectul ăsta e un laborator experimental unde noi cu artiștii tineri, apropo, cunoscuți, necunoscuți, da, încercăm într-un timp limitat să creăm un produs artistic și în cazul ăsta e muzică și video, proiecții artistice și așa mai departe. Da, și evident că noi cu Pașa am vorbit, el dacă este aici, el cred că aude. El să aibă ocazia, da, va avea ocazia să vorbească cu Pașa un pic mai târziu. Pașa, da. Pașa. Da, și evident anume că ne-am sunat într-un chat și am început să discutăm despre o anumită colaborare, de ce nu o să încercăm? Pentru mine, iarăși, Pașa face parte un pic din altă arie, spunem, artistică, muzicală și, iarăși, eu sunt deschis la colaborări diferite, nu contează, oricare. Da, și spunem așa că conceptul ăsta, prin comunicare, un pic a prins o paletă mai largă de culori. Da, și noi am ajuns la așa o idee că, evident, că anumite idei, anumite concepte au nevoie de suport. Vrem noi sau nu vrem anume. Și mai ales noi simțim asta foarte mult în Cosmos Factory, că practic eu lucrez cu Adrian și sunt foarte multe lucruri de... Da, proiectul e foarte mic, dar noi am ajuns la concluzie că sunt foarte multe lucruri de logistică. Și da. E foarte complicat, mai ales dacă sunt oameni care se ocupă de filmare, lumină, iarăși cu artiștii noi ne mai înțelegem, da? Dar în principiu e destul de complicat. Dar în cazul ăsta e evident că avem nevoie de un anumit suport, adică cum și se întâmplă de obicei. Și ce a fost mai departe? Da, îți priau eu. Pentru că din momentul ăsta cunosc și eu ce s-a întâmplat mai departe. Cum se întâmplă de obicei în agenții, noi primim propuneri de susținere a diferitor proiecte artistice și iată, una din propuneri a fost propunerea de la băieții. Deja în momentul acela era și Dara în imagine și propunerea arăta foarte promițător, iar noi fiind în procesul de lucru asupra campaniei, următorii campanii de promovare a turismului, am zis că asta e o oportunitate de aur, respectiv ne trebuie să o preluăm și să oferim agenției de investiții ca și un potențial proiect de a fi susținut. Și aici vreau să zic că cu siguranță ne-am bucurat de faptul că imediat a fost îmbrățișat. E clar că în astfel gen de proiecte e foarte important încrederea pe care o ai din partea tuturor participanților. Eu cred că aici noi am fost cu toții sincronizați în jurul gândului de a crea un produs frumos. Dar știi cum, Pavel, un moment important în produsul dat sunt anume aceste peisaje a Moldovei. Cum și de ce, cum au ajuns peisajele să fie în producția asta? Foarte ușor. Pot să explic lucrul ăsta. Sens că Cosmos în Buzunar așa s-a primit. Că deja de ceva timp are o viziune alternativă, dar, sincer vă spun, e inconștient, nu-i special. Așa s-a întâmplat. Și spunem așa că am o să nu fiam convins, anume și pot spun ușor, că evident că aici în Moldova s-a format toată treaba asta, pentru că până lângă muzică noi suntem cu Adrian și artiști vizuali, și aici am studiat, aici am învățat multe lucruri, aici am descoperit probabil vocea noastră și cred că a fost... evident că vom avea și un pic alt fel de viziune supra anumitor lucruri, cum ar fi chiar țara noastră în sine. Așa că tare mulți care au privit anume acest video chiar mi-au spus, adică n-au înțeles cum s-a filmat. Băieți, asta e Moldova. Asta nu e Islanda. Asta nu e Islanda. Serios, asta e Moldova. Scandinavia, da. Eu am rămas extrem de impresionat, adică
Da, noi știm toți că Moldova e frumoasă. Da, Moldova e frumoasă. În diferite anul timpuri e frumoasă diferit. Dar, sincer, așa de impresionat de mult n-am fost. Și impresionat propria țară. Asta e ceva înseamnă. Așa că, da, e o viziune alternativă din alt punct de vedere. Sper că... Da, am observat că lumea, da, e... Da, le-a plăcut. Parc. Nu doar le-a plăcut, dar foarte lume și-a zis că asta e un mod diferit de a privi Moldova și un mod diferit de a vedea Moldova. Eu cred că asta e tot un punct în care noi suntem sincronizați. Așa cum artiștii tind să creeze un contrast în lucrările lor și să atragă atenție, să propună să noi, spectatorii, să vedem lucrurile altfel. Exact asta ne dorim și noi în Provovând țară, să vedem Moldova un pic diferit și din interior, dar și din exterior. Băieți, eu vă mulțumesc foarte mult. Sunt în nerăbdare, aștept următoarea colaborare pe care o să o faceți. Așa că, respectiv, toți cei spectatorii care ne văd acum, fiți cu ochii pe băieții din Cosmos în buzunar. Eu cred că foarte, în foarte scurt timp noi vom... Degrabă, apropo, da, să adaug și un cuvânt la urmă. Hai zi. Noi avem o ediție Cosmos Factory. Da, eu n-am pușcat, e pur și simplu un experiment. Intrați, uitați-vă. Și degrabă scoatem a doua ediție. Noi acum pregătim și a treia, așa că... Păi sunt la noi câțiva artiști, nu câțiva, sunt mulți, destul de faini și aș vrea ca cumva, nu numai decât să aibă un following anume, dar ar fi bine să trageți atenție. Așa că, da, mulțumesc! Super! Suntem cu ochii cu voi, băieți, suntem cu ochii pe Cosmos Factory și cu nerăbdare o să așteptăm următoarea conlucrare. Dar, da. Eu înțeleg că îți faci de participat. Voi sunteți foarte deschiși pentru mesaje, pentru propuneri de colaborare, nu e așa? Da, suntem foarte deschiși, așa că veniți la un ceai, mai apăsăm pe o clapă. Hai să facem un sunet. Super, vă mulțumim mult și ne mai auzim, băieți. Dar acum eu aș vrea să propun să discutăm un pic și cu Pașa Parfeni, care se regăsește în acest film. Pașa, salut, ești pe fir? Salutare tuturor, salut! Salut, Eugen! Pașa, noroc, cum te simți tu să faci parte din așa un proiect? Povestește-te, rog. Fenomenal, fenomenal. Și, cum spune Pavel de la Cosmos în buzunar, așa s-a primit. Asta e o expresie pura noastră, așa s-a primit. Da, da, pur moldovenească, așa s-a primit, că s-a primit tot frumos. Și eu am rămas tare mulțumit de tot ce înseamnă acest proiect. Tot ce înseamnă a descoperi Moldova din iarăși și din un pic alt unghi. Și chiar și dacă am mai fost eu pe aceste locuri unde s-a filmat videoclip, încă n-am fost iarnă și iarăși. Dimineața acest loc arată astfel, mai spre seara e altfel. Într-adevăr, cum și s-a spus, Moldova e frumoasă și moldoveni, să mă scuzați, poate, și artiștii moldoveni toți sunt talentați, mai ales ăștia tineri. Cu siguranță. Pașa, așa o întrebare. Normal că fiecare artist tinde să aibă producții originale, să aibă piese originale. Bine, în cazul dat noi vorbim de un cover. Tu cum simți diferența între cover, original, spre ce gravitezi mai mult? Probabil că întrebarea este mai mult în domeniul originalității și din domeniul dacă te regăsești în mesaj, dacă până la urmă, dacă îți place ceea ce vezi și ceea ce asculți sau dacă nu îți place. Și eu rezonam cu acest. Și mă rezonez cu acest mesaj, wake me up. Da, noi cu toții vrem să fim treziți după ce se va termina totul, nu-i așa? Exact, da. Și probabil mulți o să se regăsească cu acest mesaj. Și anume, băieții aici cu originalitatea lor și cu sound-ul lor care este ieșit din comun, un pic din tot background-ul moldovenesc și sound-ul producției moldovenești din muzicale. Și cu așa mesaj, probabil că așa, cum și s-a spus Pavel, dar așa o spus el, așa s-a primit că aceste două ingrediente atât de importante au creat acest fel de mâncare muzicală
atât de gustoase. Atât de gustoase. Da, băieții din Cosmos, din Buzunar, Cosmos în Buzunar sunt relativ noi pe arena noastră muzicală. În Stupașa ești deja de mai mulți ani. Și atunci mie mi-este interesant, tu cum crezi? Joacă artiștii vreun rol în promovarea țării? Ce rol ar trebui să joace? Cuvântul cheie probabil este solidaritate. Și ne solidarizăm noi cu mesajul nu doar al nostru artiștilor, că ia uite, noi nu suntem compensați cu... Dar ne gândim la niște obiective mai mari, ne punem în situații un pic mai puțin cunoscute și mai puțin cunoscute pentru noi. Și sunt artiștii probabil care nici nu pun așa întrebare să promovez țara. Adică, mă rog, sunt agenții care promovează țara. Trebuie să se ocupe ei de acest obiectiv. Dar, nu, cum s-a dovedit, nu suntem noi cei care o să ne ducem după această logică. Și eu cred că important este să faci acolo ceea ce poți, cu ceea ce ai, atunci când poți. Și iată, am încercat și noi să promovăm în cazul dat, în așa mod, țara noastră. Însuși ideea de a folosi artiști autohtoni în mesaj ca și fețe, ca și imaginea noastră, mi se pare una destul de inovativă pentru promovarea țării. Și fiind eu, de exemplu, un artist începător, m-aș bucura mult că există anume așa scheme și că există posibilitatea de a promova nu doar pe sine, dar și pe sine în așa format cumva internațional. În așa un context. Eu cred că, în primul rând, Pașa, mersi foarte, foarte mult pentru participarea și pentru faptul că a apărut ideea asta și ați realizat-o atât de frumos împreună cu Cosmos în Buzunar și Dara. Eu vreau să zic că, din punctul meu de vedere, este o piesă care sună absolut diferit. Este o piesă care capătă un mesaj complet diferit decât cel original, deși eu sunt mare fan inclusiv a piesei originale. Și eu cred că este într-adevăr un moment în care noi, pe de o parte, rezonăm cu foarte multă lume, dar pe de altă parte prezentăm o alt fel de Moldova, inclusiv și prin fețe, și prin sound, și prin producții. Pașa, îți mulțumesc foarte mult! Suntem iarăși în nerăbdare să vedem ce o să apară încă în viitor. Mersi foarte mult! Și eu vă mulțumesc tuturor și da, haideți să ne regăsim în Moldova, find yourself în Moldova renovată mai și mai bucuroasă, cu siguranță. De acord, mersi foarte mult! Haideți să vedem Moldova cu ochi un pic diferiți. Am vrea astăzi să discutăm și cu Dara, dar din păcate Dara nu poate fi în cadrul acestei conferințe. Însă Dara a trimis un mesaj video și eu o să rog colegii mei să pornească mesajul video. Salut! Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici și să vă spun că sunt extrem de fericită că am putut face parte dintr-un proiect atât de frumos și atât de important pentru țara noastră. Vreau să cred că în 2021 Moldova va fi privită din altă perspectivă, cu alți ochi. Și va fi un loc în care oamenii vor veni să se regăsească. Vă pup pe toți! O zi bună să aveți! Mersi foarte mult! Asta a fost un mesaj de la Dara. Eu sper că noi în viitor o să avem posibilitatea să o invităm pe Dara într-un interviu și poate să aflăm mai mult cum a văzut ea această colaborare. Fiind acesta un material susținut de Agenția de Investiții, cred că este important să fim complet transparenți în modul în care a fost susținut și aici eu cred că merită de atins și subiectul bugetului, pentru că au fost bani investiți în susținerea artiștilor, în crearea acestui material. Și aici eu aș propune să discutăm cu un pic cu Rodica despre buget, dacă ați putea să ne povestiți un pic mai mult acest aspect. Bugetul de producție al filmului constituie 217.000 de lei fără TVA, care de fapt este unul foarte și foarte modest raportat la calitate și la rezonanța pe care urmează acesta să-l aducă. Și Republica Moldova merită să beneficieze de un produs de calitate, un produs
realizat într-o stilistică modernă, realizat prin tehnologii moderne, tocmai pentru ca să putem transpune și să putem propaga acest mesaj a unei Moldove văzute altfel, o Moldovă la intersecția între peisaje, natură, muzică, tradiții, o Moldovă în care, într-adevăr, fiecare se poate regăsi, reinventa și, practic, își regăsi un rost. Eu pot să fac o comparație cu niște prețuri de producții, nici nu le pot spune similare, dacă eu să mă refer la nivel de calitate, dar cel puțin în ofertele pe care noi le-am primit anterior, de exemplu un spot realizat de BBC de un 2 minute, am fost solicitați de o sumă de 50.000 de dolari. Iar plasarea acelui spot, deci 12 apariții a acelui spot, ar însuma peste 33.000 de dolari. Nu vreau să vin cu foarte multe exemple a altor țări când și-au realizat campanii de imagine. Chiar exemplu țării cele mai învecinate, România, spotul de imagine, știm bine, a costat peste 800.000 de euro. Deci până la urmă, eu cred că astăzi noi vorbim de fapt despre o armonie, o combinație între talent, dedicație, entuziasm și un buget foarte modest pentru a realiza. Mai mult decât atât, vreau să menționez că ideea de promovare și de repoziționare a Republicii Moldova pe extern am avut-o ca agenție încă anul trecut. Și am pornit lucrurile la acest aspect printr-o consultări publice, prin lansarea de idei de creație. Însă a venit pandemia și a trebuit să ne refacem absolut planurile și am realocat pe intern toate bugetele și am ieșit cu... Ne-am pornit, a fost de asemenea un experiment care a demonstrat și a demonstrat viabilitatea și el a avut un buget modest, dar cu o contribuție enormă din partea societății civile, din partea cetățenilor, diasporei, pentru că a promova Republica Moldova, atât pe intern cât pe extern, înseamnă, de fapt, este un efort comun, nu este un exercițiu al unei instituții sau al unei companii sau al unei persoane. Este un efort conjugat și mă bucură nespus de mult că suntem exact în această formulă care reprezintă mediul public-privat, dar și acel pool de talente din toate aspectele, tot ce înseamnă și media producție și arte creative și talent interpretativ, tocmai ca să punem umărul la promovarea Republicii Moldova. Voi profita de această intervenție a mea ca să mă adresez către toți partenerii de dezvoltare, donatorii, companiile din sectorul privat cu care am mai avut colaborări și anul trecut. Este loc de raliere atât financiară cât și de proiecte, de conlucrare, pentru că acesta este doar un început. Campania presupune mai multe elemente și este multidimensională. Este loc pentru mai multă conlucrare împreună și doar la final am să reiterez cuvintele care le-a spus și Pașa și Pavel, că așa s-a întâmplat să fie, așa a trebuit să fie. Așa, eu am o altă vorbă, că cu cât mai mulți ani trec, cu cât mai mulți ani fac eu în vârstă, cu atât mai puțin cred în coincidențe. Cu atât mai mult cred în faptul că când îți dorești foarte mult și universul complotează, eu cred că acest film este și s-a născut și dintr-o dorință enormă a noastră a tuturor să venim cu o nouă viziune a Republicii Moldova, care sperăm va fi îmbrățișată atât de oamenii din diaspora, cât și de cetățenii străini din alte țări. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, lucrând la acest film, am avut obiectivul să protejăm investiția făcută în filmul dat. Dacă stăm să ne uităm ceea ce a făcut, ce a fost făcut în trecut ca și filme de promovare a Republicii Moldova, s-au utilizat unele tehnologii. Nu voi intra foarte adânc, voi zice doar că tot mai multe case au televizoare în rezoluție 4K, tot mai multe telefoane își țin rezoluția asta 4K. Noi ne-am dorit, din punct de vedere tehnic, ca acest film să fie, în limba engleză se numește future proof, sau pregătit pentru viitor,
și să ruleze foarte bine și peste 3, 4, 5, 6 ani să arate tot atât de spectaculos. Profitând de ocazie, eu aș vrea să vă invit să urmăriți, de fapt, filmul, să-l căutați și pe YouTube. El există acum și pe YouTube, în rezoluție 4K, respectiv puteți să-l urmăriți dacă aveți un monitor sau un televizor cu rezoluție mare, puteți beneficiați de cea mai bună calitate de imagine. Însă, vorbind de imagini, eu aș propune să mai avem un interlocutor. Eu invit pe Alexandru Bodelev și pe Sergei Грей, с ма ажутен дискуссии моей департии. Здравствуйте, ребята, как ваши дела? Привет, все отлично. Здравствуйте. Супер. Привет, замечательно. У меня к вам пару технических вопросов в плане продакшена, потому что есть много людей, которые интересуются. Есть люди, которые спрашивают, Молдова это не Молдова, а потом спрашивают, а как это было снято. Расскажите чуть-чуть, какое оборудование использовалось для съемок? Мы использовали, в основном, это были две камеры. Это камеры Blackmagic 4 6K и Blackmagic Pocket 6K. Это компактная камера, которую можно поставить на стабилизатор и снимать более динамичные кадры. А с камерой 4.6, которая ручная в основном, было снято около 70% этого клипа. И вот весь эффект, cinematic, который показан в ролике, он в основном был снят с рук. Плюс использовались дроны обычные, и плюс дроны FPV. Мы первый раз попытались использовать этот вид съемок, FPV-дрон, было два оператора, и вот мы первый раз использовали в Молдове, по-моему, больше никто пока что еще не делал такое. Да, наверное, стоит чуть-чуть раскрыть тему для наших зрителей. FPV-дрон переводится как First Person View. Это дрон, который фактически создает впечатление, что ты видишь ситуацию от первого лица. У нас есть в клипе несколько кадров, где камера пролетает мимо артиста в воздухе. Позволю себе сказать, почти как в «Звездных войнах». Вот это, наверное, тот самый FPV-дрон. Слушай, много оборудования, много электричества. Как вы разбирались с электричеством на съемках? Мы пытались, получается, практически все съемки проходили очень далеко от мест, где есть электричество. Мы подъезжали на машине по холмам, по грязи, тяжело добирались, потом вручную спускали эти генераторы вниз, тоже по скалам, ну, то есть вдвоем тащили по болоту, интересно, конечно, было. Со стороны выглядело достаточно гротескно, видите, команду людей, толкающих генератор на вершину горы. Да, у нас даже сторисы были, как когда Пашу снимали, я как раз затаскивал один из генераторов наверх по этому болоту, и мы снимали, выкладывали тоже в фильм. Да, часто задается вопрос, какие горы, откуда. Я, допустим, показывал клип моим друзьям из Прибалтики, друзьям, которые побывали уже в Молдове, которые считают, что они уже видели практически всю страну. После трех настоятельных вопросов, так это Молдова или не Молдова? Где там у вас горы? Расскажите, где у вас горы. Можешь выдать нам секрет и рассказать, где можно найти такие горы в Молдове? Куда ехать? Без проблем, могу даже рассказать, как это ехать туда. Это находится в районе Единиц, конкретно в городе Единиц. От него, а там есть отель, как, кстати, неплохой, там можно остановиться на несколько дней, например, или летом, или зимой, кому как удобно ехать. И это всего лишь 10 километров от Единиц. Это, я говорю про локацию с карьером, там, где мы снимали Дару. Вот, получается, что нам очень сильно повезло с погодой, потому что в любой, например, если ты там весной, то может быть или пасмурная погода, или солнца нет, это не то. Нам прямо просто очень повезло с погодой, у нас был и туман, и солнце, и рассвет очень, очень красивый был, поэтому мы смогли вот максимально красиво передать именно эту атмосферу, которая находилась на тот момент в той локации. Потому что, находясь на этой локации с разных точек, всегда можно найти какое-то более интересное место, более красивый какой-то пейзаж и там, ну, погулять, там, не знаю. Ну, я думаю, что вам не просто повезло с погодой, я думаю, что это все проделки и продюсера проекта, это Сергей, и договорился, чтобы была правильная погода. Погода. Да, говоря о команде, могли бы вы, ребята, рассказать чуть больше, какая команда работала? Может быть, и упомянуть кого-то, кто участвовал в производстве материала? Да, работало, всего было около 10 человек, но именно то, что касается продакшена съемок, то у нас было 3 человека, это я,
Юра Кулюк и Игорь Сальков. Это наш основной косяк, но больше всего работы по продюсерской сделал Сережа. Я тебе очень благодарю. Ты просто реально очень много сделал для этого проекта. Спасибо. Сережа, скажи, как вы пришли к вот такой стилистике? Потому что Дара выглядит очень, очень отличается от своего обычного образа. Так, на самом деле, мы послушали историю ребят, когда, если ты помнишь, когда они к нам пришли, артисты, да, и рассказали, что, какое их видение. И эти образы пришли, на самом деле, собирательным путем. Мы смотрели, мы впечатлялись определенными видео. И, на самом деле, когда я увидел первый раз именно в этом проекте Дару, мы с ней созвонились, мне почему-то так щелкнуло в голове, что это должно быть что-то нордическое. Плюс у нее уже было подготовлено лицо в плане, у нее были обесцвечены брови. И прямо вот все сложилось само собой. Как до меня говорил Павел из «Космоса Бузунар», на каждом нашем шагу звезды складывались всегда так, как надо, прям в любом моменте. Спасибо. Ну и, наконец, наверное, стоит рассказать, сколько времени заняла работа над проектом. Саша, сколько времени были съемки и, наверное, сколько времени после этого обрабатывался материал? Ну, если посчитать конкретно и точно, то 5 дней это были съемки препродакшн, то есть поиск локации плюс конкретно сами съемки, то есть 5 дней полных, и плюс 2 недели постпродакшн, что включает нарезка материала, монтаж, цветокоррекция и уже постобработка. Я знаю, что в этом материале ты также использовал кадры из своих прошлых съемок, допустим, летние кадры. Ну что, я искренне благодарю вас за вашу работу. Саша, тебе спасибо огромное, что мы вновь, опять, в который раз взглянули на Молдову совершенно другими глазами. Я знаю, что многие из этих кадров ты делал для себя фактически. Многие из этих кадров ты делал из чисто искреннего творческого поиска новых видов страны. Спасибо огромное, и я надеюсь, что мы в будущем увидим нашу страну и в других работах, опять же, новыми глазами. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Bun, acum cunoaștem linii mari, cam cum a apărut acest film, cum s-a lucrat la acest film, cunoaștem elementele tehnice, însă, cu siguranță, asta e abia începutul. Lansând acest film și chiar având un succes destul de important deja pe rețelele de socializare, eu aș vrea să zic că filmul nu beneficiază acum de nicio promovare și crește absolut organic. Cifrele pe care le vedem noi sunt impresionante și ele de fapt demonstrează faptul că acest mesaj și acest film rezonează. Plus, vedem că nu neapărat doar este apreciat în Republica Moldova, este apreciat și în străinătate. Însă, cum am zis deja, este abia un început. Haideți să discutăm un pic cum va fi acest mesaj și acest film promovat în continuare, cum va fi adus la potențialii noștri turiști. Și aici aș vrea să-l invit pe Viorel Barbanov să avem o scurtă discuție despre ceea ce va urma și ceea ce înseamnă strategia de comunicare. Viorel, ești cu noi? Da, Eugen, bună! Mersi foarte mult, bună ziua la toți! Salut! Eu n-am să fur foarte mult timp, fiindcă noi avem de promovat video-ul și este foarte mult de lucru. Ceea ce vreau să spun din start este că noi deja vedem că speranța de a avea hotare deschis și de a călători nu mai este o speranță. Asta este un fapt. Asta se va întâmpla cândva. Și așa cum spune și mesajul video-ul este că cândva se termină, when it's all over, wake me up. Și noi ne vom trezi și vom vrea să călătorim și oamenii vor vrea să călătorească. De aceea este foarte important ca atunci când va fi această posibilitate, să avem deja anunțată și să avem deja făcută publică, informată, oferta noastră turistică, da? Prin acest video care vă arată acele frumoase peisaje, dar și prin alte activități care vor arăta ce mai avem de oferit turiștilor, anume acesta va fi și responsabilitatea noastră și lucrul nostru de a pregăti din timp această viziune și aceste oportunități pe care le vor oamenii să le facă atunci când vor fi ridicate toate hotarele. Noi avem exemple acum nenumărate la moment, chiar acum la moment, deja chiar ieri am văzut câteva spoturi de la Rusia până la Portugalia, da? Sunt promovate oferte turistice ale țărilor, nu cu mesajul veniți și călătoriți, dar cu mesajul noi avem ceva de oferit, noi avem una, două, trei pe care voi puteți să le vedeți. Când va fi ridicate hotarele, când va fi posibil această călătorie, vă rugăm să știți deja la ce puteți să veniți.
cu privire la cui vrem să povestim despre acest spot acum și cu cui vrem să comunicăm că Republica Moldova într-adevăr are ce oferi, noi vrem să punem accent pe câteva țări din rapoartele de turism și raportul Agenției de Investiții și Bănci Mondiale, care au fost făcute și anul trecut și anul mai trecut. Vedem că un pic s-au schimbat clasamentele țărilor. Da, foarte mult s-au schimbat cifrele turiștilor care vin la noi în Republica Moldova. Prioritar mai mult sunt vecinii noștri, da? Moldova, România, pardon, România, Ucraina, care vin în Moldova. Și anume, campania noastră vine și va fi extinsă în primul rând pe aceste țări, pe România și pe Ucraina. Ulterior, pe țările care sunt în clasament, gen Austria, Germania, o țară nouă care este o surpriză în clasament pentru noi, în anul 2020, noi eram în 2019, este Turcia, de exemplu, și trebuie să luăm și acest în calcul. Și cum campania noastră va fi anume acum axată pe aceste două țări de vecinătate, fiindcă posibilitatea de a călători pe căi terestre, cred că și la câteva ore distanță, îi faci pe vecinii noștri să ne viziteze cel mai mult în anul precedent și probabil acest lucru și se va întâmpla când vor scădea cifrele de pandemie, când vor fi un pic mai sigură călătoria. Eu, din numele echipei, vreau să mulțumesc echipei de producție pentru spotul foarte fain, care, într-adevăr, cum ai spus și tu, merge organic, inclusiv și în Moldova și peste hotarele ei. Noi vom face tot posibil ca oamenii să afle despre ceea ce pot să vadă, despre cât de interesantă este țara noastră și nu este doar atât de tradițională cum ne-am așteptat noi să o vedem sau ne-am deprins noi să o prezentăm. Ne-am obișnuit, exact. Dar are de oferit cu mult mai mult decât ce credem noi și sunt sigur că tot ce avem acum cândva se termina și when it's all over, noi ne vom trezi și vom călători și vom înțelege că Moldova is a place to find yourself și noi și țările vecine și întreaga lume. Și asta încercăm noi să facem, să comunicăm. Mulțumesc mult, Viorel! Într-adevăr, țările spre care o să ne orientăm sunt și vecinii noștri. Ori asta însemnând că acesta nu va fi unicul material pe care îl vom lansa acolo. Urmează să producem materiale suplimentare, urmează să producem materiale în limba română, respectiv în limbile care sunt înțelese în piețele respective. Viorel, dar dacă poți totuși să-mi spui, de ce anume acum să lansăm? Pentru că dacă stai să te uiți, normal, în jurul nostru se întâmplă multe lucruri, poate există alte priorități. De ce merită să lansăm acum? Eu am o opinie pe subiectul dat, dar hai să o discutăm împreună. Eu știu că o să fie cei care întreabă că acum sunt alte probleme, sunt alte lucruri care le avem de discutat. Dar turismul este și el o problemă și el este o mare parte a și a economiei noastre și a țării noastre. Plus la asta, acum, da, accentul este pe alte lucruri mult mai importante, hai să spunem acum la moment. Dar noi trebuie să ne gândim totuși strategic. Strategic, cândva asta se vor termina. Cândva strategic vor fi ridicate hotarele. Cândva strategic noi deja trebuie, cum spune rusul, gătovi sanchi letăm. Cândva acest letăm al noi este acum. Fiindcă cândva noi va trebui să fim gata deja să primim acești turiști, să avem infrastructură. Sau ei ar trebui să știe, de fapt, de locația în care pot să vadă sau emoțiile pe care pot să le trăiască și experiențele pe care pot să le aibă aici în Republica Moldova. De altfel, vom rămâne în situația în care hotarele vor fi deschise, dar despre noi, puțin care vor ști. Și atunci va trebui să luăm de la zero, atunci din momentul acela. De aia, eu cred că strategic ar fi, este corect acum promovarea de pe acum la cei. Noi nu, încă o dată vreau să accentuez, noi nu spunem oamenilor veniți și călătoriți acum, nici într-un caz, trebuie să fim responsabili, trebuie să stăm în carantină dacă este cazul, trebuie să respectăm toate condițiile ca să fim sănătoși, să ne păstrăm pe noi și pe cei de aproape. Dar noi trebuie să arătăm că atunci când deja va fi sigur, voi aveți unde veni, voi aveți ce experimenta, voi aveți ce vedea. Și aceste mesaje vom încerca să le ambalăm pe parcurs la întreaga campanie. Mulțumesc mult, Viorel! Mersi foarte mult! Bun, iată că am trecut prin tot procesul, cum am și am promis, v-am luat de mânuță și v-am povestit cum s-a lucrat la acest film, care este rolul acestui film, ce mesaj este în spate. Deja am deschis un pic și viziunea ce se va întâmpla mai departe, care sunt piețele unde vom comunica și cam care sunt ambițiile Moldovei, dar și de ce începem să comunicăm acum. Eu aș vrea doar să subliniez încă două lucruri, care s-au menționat, dar care pentru mine personal par a fi extrem de importante. Unu,
pentru mine este un precedent frumos de o campanie participativă. Eu, deși sunt în publicitate deja mult timp și produc spoturi publicitare, eu ador când apar lucrurile organic și, cum s-am vorbit de mai multe ori, stelele s-au aliniat într-un fel și ne-au ajutat să realizăm acest material. Iar al doilea moment este că este abia începutul, urmează să lucrăm în continuare și respectiv invitația a făcut un pic mai devreme, în cazul în care aveți idei, în cazul în care ați vrea să participați, să contribuiți. Noi, într-un fel, am dat dovadă că se pot produce lucruri frumoase, rezonante, cu bugete relativ mici. Cu siguranță noi avem foarte multe domenii de explorat în continuare. Oferta turistică a Moldovei este multidimensională și aici cred că să o invit pe Rodica să povestească un pic mai mult despre ceea ce va urma și despre valențele care noi putem să le descoperim. Da, mersi Eugen. Eu aș reitera în continuare puțin acest apel participativ, pentru că în promovare și la general eu cred foarte mult în capacitatea și în efortul enorm, puterea oamenilor ca indivizi și ca comunități de a participa într-o promovare. Și vreau să zic, iar în această lansare, noi am lansat loc și pentru o coparticipare și venim de asemenea astăzi cu un apel către dumneavoastră să vă implicați. Dacă ați observat, campania are formulată, are articulat mesajul doar în limba engleză. Moldova, a place to find yourself. Ne propunem cu mare drag să avem și versiunile de limbă română și limbă rusă inițial și vă lansăm acest apel ca să veniți cu sugestiile dumneavoastră, cu formulările dumneavoastră. O puteți face prin intermediul comentariului, va fi făcută pe pagina campanie Place to Find Yourself sau pe pagina agenției, va fi o postare legată de acest concurs în care vă invităm să comentați la această postare, să veniți cu aceste sugestii. Și cea mai reușită transpunere în limbile română și rusă va fi utilizată pentru producția, pentru deja producția filmuleților pentru țările de destinație din Comunitatea Statelor Independente și România. Cu privire la promovare, aș vrea să mai subliniez un lucru foarte și foarte important. Tot mai mult s-a vorbit despre noi în discursul nostru, în retorica noastră, tot vorbim despre acea zi X, când se va termina totul, când se vor deschide toate hotarele. Deja este absolut evident că această zi X nu există și nu va exista. E vorba despre o relansare graduală, etapizată, pe diferite regiuni interstatale, între diferite țări, la nivel regional, la nivel local, care vor alterna la un moment dat în funcție de situația epidemiologică. Și cifrele care ne-au arătat, cifrele statistice ale fluxului de turiști din țările surse, chiar pe timp de pandemie, anul trecut, în 2020, avem cifre deloc, hai să zic, cifre peste așteptările noastre cu vizitatori din România și Ucraina și neașteptat a reintrat și Turcia în acest tablou. Aceste lucruri vorbesc despre faptul că în perioadele în care va exista posibilitatea unei călătorii mai sigure, tocmai de asta merge și procesul de vaccinare, se discută tot mai mult la nivel internațional în comunitatea statelor europene despre lansarea pașaportului verde care va permite, pașaportul de vaccinare care va permite oarecum o circulație mai simplă din punctul de vedere a logisticii. Toate aceste lucruri deja sunt astăzi valabile, sunt în discuție și tocmai de aceea filmul și mesajul cu care începem promovarea de azi va pregăti terenul pentru ca să venim cu restul elementelor campaniei de extern. Campania va urma cu câteva alte videouri care vor articula mesajul, încercând să argumenteze oferta turistică a Republicii Moldova prin produsele pe care avem în susținerea acestui slogan.
Totodată, agenția foarte curând va lansa o broșură turistică care va fi de asemenea la avantpremieră, va fi o lucrare absolut inedită pe care Republica Moldova nu a mai cunoscut-o anterior. Este vorba de o lucrare tot artistică, imperfectă, tactilă și senzorială, care va conține trei capitole separate, complementate de o hartă pe care vom trece inclusiv traseele turistice cele mai populare din țară, ca să fie și un instrument foarte util și practic. Broșura va fi editată în trei limbi, în primul rând în limba engleză, în limbele română și rusă. Între timp se face o traducere minuțioasă a hărții digitale Ne-am pornit, care are acele 700 de obiective, locații, destinații, cu descrieri și date de contact, care se va traduce din nou în limba engleză, tocmai pentru a avea o sursă digitală utilă pentru turiști. Și nu în ultimul rând, vreau să zic că promovarea deja va începe atât viral în paralel, cât și avem ca minim două foruri în luna aprilie în care intenționăm să mergem pe o arenă internațională. E vorba de forumul turistic New Deal Europe, care va avea loc pe data de 12 aprilie și în cadrul acestui forum, pentru fiecare an, acest forum lansează câte o țară, ori noi am agreat că premiera forului din anul 2021 va fi Republica Moldova, în care noi vom intra exact cu repoziționarea, cu mesajul de campanie despre repoziționarea Republicii Moldova ca o nouă destinație într-o viziune nouă. Și un alt eveniment marcant, sperăm să reușim să îl realizăm în condițiile în care suntem acum. E vorba despre Forumul Industriei Turistice din Republica Moldova, care va fi și acesta internațional. Vom încerca să avem și speaker de talie internațională cu transmisiune live pe toate țările, fiind implicați, ca de obicei, resursele noastre ale diplomației economice, atașații economici din misiunile diplomatice din diverse țări, tocmai pentru a putea să optimizăm și să capitalizăm împreună pe toate aceste eforturi pe care le depunem împreună, fiecare având propriul aport în acest mare exercițiu. Eu, din numele tuturor și a echipei Agenției de Investiții, care am văzut partea de postproducție foarte dificil la selecție, să știți că au rămas încă foarte și foarte multe cadre, imagini care demne de a fi promovate și foarte frumoase, care arată aceeași Moldova absolut deosebită și inedită. Eu mi-am făcut și eu exercițiu de focus group cu comunitatea internațională pe care o am și cu excepția nu doar a Europei, că am primit mesaje de laudă atât din țările scandinave, baltice, Italia, Spania, dar m-a impresionat să avem și o susținere neașteptată din țările Azerbaijan, Uzbekistan, Turcia. Se vede că mesajul și interpretarea și formula artistică întotdeauna este cea mai eficientă, pentru că vorbește de la inimă la inimă, de la privire la privire, și cred că în asta și rezidă și va rezida succesul acestei campanii. Agenția de Investiții este deschisă întotdeauna pentru experimente, pentru opțiuni alternative. Tocmai de aceea, încă o dată, reiterez, așteptăm să vă raliați, atât financiar cât și prin proiecte, programe, și fac un apel către toți cetățenii și toți concetățenii din diaspora, faceți share, transmiteți, povestiți, vorbiți despre Republica Moldova în felul în care o facem noi, cu un sentiment de mândrie, că este un loc în care, într-adevăr, fiecare se poate regăsi. Încă o dată mulțumim tuturor partenerilor și echipei de producție pentru un rezultat de care încă, sper eu, urmează să capitalizăm în timpul care urmează.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc sănătate multă. Aveți grijă în continuare să respectați toate normele sanitare și să vă protejați la nivel personal. Și vă dorim o săptămână cât mai constructivă. La revedere!